Dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri. Chiar astăzi am primit câteva mesaje prin care mi se spunea că este ziua îmbrățișărilor. Stam și mă gândeam, ce o mai fi și asta? O zi fixată anume pentru îmbrățișări. Poate, dacă aș fi făcut vaccinul, aș fi zis că ceva urmări. Din cauza asta, înțeleg eu greșit. Chiar ne trebuie o zi anume pentru îmbrățișări? Deci asta înseamnă că am uitat să ne mai îmbrățișăm. De când, știu eu, cu toată istoria asta, cu pandemia, cu nu te atinge, nu te apropia, cu măști sau, cum mai zic unii, cu bodnițe, cu mănuși, cu costumii speciale, nu cumva să ne atingă cineva când ne îmbolnăvește. Și atunci era nevoie de o zi pe an prin care să ni se permită cumva să scoatem toate costumațiile, să ne îmbrățișăm. Chiar asta am ajuns, dragii mei. Ar trebui să ne îmbrățișăm în fiecare zi. Pleci de acasă dimineața, la muncă, la asta, îmbrățișează pe toți cei din casă. Bucură-te, că nu știi, poate nu mai ajungi. Se întâmplă ceva pe drum. Poate, cum se zice, ți-a venit gara în care trebuie să cobori. Seara când te întorci ară, îmbrățișează-i pe toți. Lasă totul deoparte, greu, necazurile, neînțelegerile, îmbrățișează-i. Încearcă să faci lucrul ăsta, că să vedeți că îmbrățișarea transmite bucurii celuilalt și de la celălalt la tine. Deci îți dă un fel de curaj, un fel de bucurie, se simte că trăiești omul, că îi pasă de celălalt. Deci există ceva, ceva frumos în asta. Lucrul ăsta ar trebui să fie în fiecare zi, nu odată pe an. Nu vedem că acum s-au ajuns cumva distanța din cinci mai mare între oameni. Vedem și cu școlile, s-au ajuns online, să nu mai poți să te privești profesor, profesoara, să-i privească în ochi pe copii, să-i explice, să-i înțeleagă sentimentele lor, ei a profesorului, a profesoarei, să fie, să comunice unii cu alții, să transmită unii la alții, deci ceea ce cunosc, ceea ce, adică să adună și o experiență de la unii la alții. Deci sunt lucruri care așa ne-a lăsat Dumnezeu. Exact cum a fost în Rai, când a făcut pe Adam și a spus că nu-i bine să fie singur, a făcut pe Eva, ajutor care să fie. Dumnezeu ne-a făcut, vedem în lumea asta pe toți, să ne ajutăm, să comunicăm, să ne îmbrățișăm, să fim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, să avem dragoste unii față de alții. Deci asta nu trebuie fixate anumite zile. Asta trebuie să fie permanent, să trăim într-o bucurie, într-o dragoste, într-o bunătate. Deci asta ar trebui, nu o zi anume. Vedem, după aia s-o mai fixat, ziua inimii. Care inimă? Inima de carne sau cealaltă care se spune, cum spunem de multe ori, mă doare sufletul sau mă doare inima. Deci asta, indiferent durerea interioară, o numim că mă doare sufletul sau mă doare inima. Deci e vorba de starea asta interioară, e vorba de suflet, că de fapt el ne doare când ne suferim. Trupul ăsta, vedem, iese sufletul, nu mai are nimic, nu mai doare, nu mai e nimic, e mort. Deci, străirile astea interioare a noastră, care trec toate prin inimă, bucuriile mari, suferințele mari. Deci inima trece de sute de ori prin sentimentele astea, poate zilnic, sub o formă sau alta. Deci nu-i trebuie o zi anume ca să trăiască ea, ca să bucuri sau să, știu eu, să... ce să facă o anumită zi. Nu, asta în fiecare zi. Și să încerce să fie cât mai multă bucurie din inimă. Deci nu durere, suferință. Vin și astea, dar să le depășim, să găsim permanent puterea și puterea o găsim de la Dumnezeu, care vine, care ne întărește, care ne dă puterea să depășim toate. Deci, dragii mei, să fim un pic mai buni, mai așa, și fără frică. Fără frică, nu vedem câtă panică și frică este acum. Știți de unde vine frica? De la diavolul. Din ea se hrănește diavolul, de asta ne-o și aduce. Și omul, cu cât are mai multă frică, cu atât are mai multă necredință, că nu mai are încredere în Dumnezeu. Și atunci diavolul prinde puterea asupra noastră. Nu. Să nu ne fie frică. Dumnezeu este la cârmă. El are grijă de toate. Să ne încredem Lui.
O să vii, greutăți, necazuri, poate mult mai mari decât sunt, dar nădejdea în Dumnezeu. Să nu ne lăsăm panicați și așa, vedem, lucrul ăsta tot se spune permanent, că mor, că așa, și așa mai departe. Dar uitându-mă pe o statistică, nu-s mai mulți în 2020 morți decât în 2019, sau mai ales prin 2018 au fost și mai mulți, că au fost gripa un pic mai aia sezonieră, mai agresiv un pic. Deci vedem lucruri care nu-s chiar atât de picât, se spune. Nu că nu ar fi virusul, este. Unii oameni chiar mor, dar întotdeauna vedem că mor cei care au alte afecțiuni. Așa au fost întotdeauna, și de la o gripă mureau. Acum uneori e mai activă, mai agresivă este virusul ăsta. Dumnezeu știe de unde a apărut, cum l-a îngăduit. Da, e mai agresiv. Dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Când ne vine timp, atunci plecăm. Nu trebuie să ne agităm, să trăim în frica aia, că frica ne blochează și imunitatea și tot. Și altceva. Să ne întărim din timp imunitatea. Ne-a lăsat Dumnezeu și minte, să gândim, rațiune, să vedem ce se poate face. Un pic de vitamina C, de vitamina D, de zinc. Era CTB-ul, care acum am înțeles s-o scos de pe piață, din ce motive nu știu. Ceodată toată lumea îl consuma, era bun. Și alte lucruri, un pic să ne întărim imunitatea și atunci rezistă. Eu am luat și în vară, am umblat pe unii care știți prin țară, m-am întâlnit cu cunoscuți, am luat în fiecare zi câte un CTB-ul de ăsta cu vitamina C. Mă păzi Dumnezeu. Aici în altă seară am luat. În fiecare iarnă răceam cu timp. Chiar în asta mă păzi Dumnezeu. În afară de mila și bunătatea lui Dumnezeu, am întărit și trupul prin lucrurile astea. Și uitați că ajută. Deci să încercăm și noi un pic să fim un pic cu picioarele pe pământ. Ne întărim un pic imunitatea, avem un pic grijă, dar nu să devenim răi. Să ne uităm urât la ceilalți, că de ce ne-au atins, de ce cu tare, sau cu tare, de ce nu poartă mască, ne uităm urât la el. Nu știm, vrem să purtăm, purtăm. Nu vrem să nu purtăm, să nu-i obligăm, știu eu, pe ceilalți să poarte sau să nu poarte. La fel și cu vaccinurile. Nu se obligăm pe să-și facă vaccinul că l-am făcut eu sau cealaltă l-a făcut, cealaltă de cine l-a făcut. Nu, e liber fiecare. Deci să ne înțelegem, Dumnezeu ne-a lăsat liber. Nu se poate dragoste cu forța. Și aici îți vreau binele, trebuie să-ți bag cu forța vaccinul. De unde a venit asta? Se spune că nu-i forțat, dar ne pare rău, nu mai poți circula, nu mai poți veni la muncă, că, pentru că șeful a primit ordin de mai departe, toți angajați să fie vaccinați, asta nu-i forțat? Și poate mulți își pun întrebarea, dar noi ce facem aici, o să ne vaccinăm sau nu? Noi aparținem din Mănăstirea Sfântul Pavel și cei care ați văzut, există ultimul cuvânt, cum spune predica starețului de la Sfântul Pavel, un stareț cu viață sfântă, care are 60 de ani în Sfântul Munte, care a spus, zice, nu mi se pare în regulă cu vaccinul ăsta, ceva ce odată ți se impune cu forța și te pune și să semnesc pe propria răspundere, zice, nu mi se pare în regulă, zice, eu nu-l accept și nu dau binecuvântare la toți cei, cumva, care ucenici de-ai mei aparțin sub tutela lui așa ca să-l ia. Noi suntem sub Mănăstirea Sfântul Pavel, automat suntem sub binecuvântarea lui. Deci normal că nu-l acceptăm, suntem sub binecuvântarea starețului. Și restul e liber fiecare, nu spunem luați-l sau nu-l luați, sunteți liberi, asumați-vă răspunderea, dar și consecințele. Dacă îl luați și o să fie rău, vă asumați lucrul ăsta. Nu-l luați, iar vă asumați un pic poate presiunile care o să fie. Sunteți liberi, rugați-vă și întrebați-vă duhovnicul, sfătuiți-vă cu el. Și atunci găsiți calea cea mai potrivită ce să faceți. Să ne ajute Maica Domnului, să fim mai buni, mai îngăduitori unii cu alții, mai cu multă dragoste și să facem mai mult bine. Să nu lăsăm, cum se zice, toată răutatea asta să pătrundă în noi, să ne facem rău unii la alții. Toate de aici rămân. Cu cine ducem dincolo? Cu ceea ce am făcut aici? Cu câtă... Spunea o vorbă Părintele Anichi Balan când eram la Mănăstirea Siestrea și spunea, știți ce o să ne întrebe Dumnezeu? Nu câte nevoință am făcut, câte metanii, câte rugăciuni, cât post, cât de mult am iubit, câtă dragoste am avut. Și știți ce înseamnă asta? Dragoste față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru. Exact cum spune prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți.
Deci asta o să ne întrebe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să avem un pic mai multă dragoste, să avem credință și nădejde în Dumnezeu. Să fim mai buni unii cu alții și îngăduitori. Că o să ne ajute Dumnezeu să depășăm și lucrurile astea. Curaj și nădejde la Maica Domnului. Să ne ajute Maica Domnului pe toți și să ne acopere cu harul ei.